Cum va fi relația cu Adrian Mutu în perspectiva acestor jucători care trebuie să treacă de colo-colo, îi lași lui Adi sau... Aici va trebui să continue relația pe care și eu, Cosmin, am avut-o. Va trebui să fie o negociere pe argumente. De ce are el nevoie mai mult decât mine? Ce are în locul jucătorului X? Pentru că sunt lucruri care... trebuie discutate, dar în același timp să avem grijă, pentru că și Naționala de Tineret contează. La fel cum a fost din relația mea cu Cosmin, când Naționala de Tineret a avut foarte mult de câștigat, pentru că ne-am înțeles foarte ușor și mi-a lăsat aproape mereu jucătorii pe care i-am dorit, cred că așa ar trebui să continue și de acum încolo. O să vă dați scoate pe bancă la Jocurile Olimpice? Cum dați la pace acolo? Nu, pentru că ne vom împărți foarte, foarte bine sarcinile și nu vor fi probleme. Adică împreună, clar. Da. Dacă o să permită... Orice. Și dacă nu era Adi, dacă era altcineva, tot era prezent la Olimpiadă. Cu atât mai mult Adi. E o relație... Acum să vedem. Poate ne vom întâlni cu situația în care el se va califica acum la Euro și nu va mai aștepta până la Olimpiadă, va pleca la o echipă de club. Există, nu știu. Există și acest risc, crezi? Există. Are contacte din Italia și mă gândesc că în acea situație am fost și eu. Am avut oferte imediat după dubla din Portugalia și Bosnia. Puteam să plec imediat după ce am avut după calificarea la Euro, am avut după ce am jucat Euro, la fel. Și se poate întâlni și el cu o situație asemănătoare. Tu ai luat calcul așa ceva sau ți-ai propus? Deocamdată nu. Altfel plecam. În momentul de față ne gândim la o calificare la campionatul european, după aceea la o calificare la campionatul mondial și după aceea va trebui să ne găsim fiecare continuare de lucru.